Fanii trupei Holograph au putut savura 12 piese interpretate în engleză din noul album, dar și hiturile care țin publicul de fiecare dată în picioare. Eu mă bucur că vin de fiecare dată aici la Chișinău, este, cum să spun, e a doua patrie până la urmă și noi ne simțim ca acasă. Ce anume vă place la Chișinău? Totul, ospitalitatea, căldura, oamenii, poezia locurilor, faptul că sunteți mult mai poetici decât noi acolo în partea cealaltă și mai sensibili. Fanii au așteptat cu nerăbdare spectacolul. Îmi place foarte mult trupa Holograph. Adică mă aștept la un concert foarte reușit. Holograph este formația mea preferată, am fost la mai multe concerte, de fiecare dată m-am simțit extraordinar și de fiecare dată voi veni când va fi ocazia. De ce? Pentru că Dan Bittman face show. Ne așteptăm la un concert minunat, ne vom umple de energie pozitivă, sper. Prețul biletelor la concert a variat între 200 și 550 de lei.